am căutat să mă descurc singur și sigur că dacă a fost posibil și am avut ocazia să beneficiez, să folosesc anumite decizii, anumite ordine ale instituțiilor statului, am făcut-o în ideea următoare. De exemplu, dacă au fost bani europeni disponibili, eu m-am mobilizat și am găsit proiecte, am derulat proiecte, am dezvoltat proiecte care să-mi permită să atrag acești bani. Consider că prin asta am beneficiat de inițiativa instituțiilor statului. Dar niciodată nu mi-am propus să solicit ajutorul instituțiilor statului ca să-mi rezolve problemele interne în firmă. Sigur că în acest moment, având în vedere situația extraordinar de dificilă pe care o traversăm, nu numai noi, industria auto, dar în special industria auto, am solicitat, am rugat Ministerul Economiei, deci a fost inițiativa mea să rog Ministerul Economiei să participe la o discuție cu noi pentru a explica situația în care se află Compa, că de fapt pe noi ne interesează Compa, sigur, în contextul global, să spunem așa, european și la nivel național. Am invitat pe domnul ministru și echipa dumnealui să discutăm, să le prezint cam cum vedem noi sau ce nevoie are Compa și, bineînțeles, firmele de nivelul nostru în această perioadă. În măsura în care, sigur, va fi posibil, normal că am fost asigurat de către dumnealor că ne vor sprijini cu tot ceea ce este normal să le sprijine și că dânsii au confirmat că va trebui să sprijine foarte, foarte mult sau mult mai mult firmele românești în următoarea perioadă, având în vedere că e nevoie mare în România de firme ca și Compa, nu numai de Compa. Deci am fost de-a dreptul satisfăcut așa de rezultatele vizite pe care dânsii le-au făcut prin modul în care ne-au propus să colaborăm în continuare pentru ca să beneficiem de ceea ce Ministerul Economiei gândește la nivel național. Deci eu personal nu sunt nemulțumit de relația cu Ministerul Economiei, sunt chiar foarte mulțumit, mai ales în ultima perioadă, însă de-a lungul timpului eu n-am solicitat sprijin pentru că am zis că eu trebuie să-mi descurc singur activitatea în Compa și asta am făcut.